Bună ziua, dragă domn cu suflet mare! Astăzi v-am invitat pentru a ne povesti puțin despre miracolele pe care ați declarat că le-ați făcut de Crăciun pentru zeci de oameni sărmani. Da, deci este perfect adevărat. Eu când declar, știți doar că declar. Mai bine zis, eu când mă joc, nu mă joc. Știți doar că asta pentru ăștia care zic mai rău de mine, nu de altceva. Ne puteți spune cum ați făcut un Crăciun mai bun zecilor de oameni săraci din diverse locuri? Da, 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 deci să vă zic cum stă treaba. Eu nu sunt un om care își permite prea multe, că dacă puteam să-mi permit, îmi permiteam, știți doar, dar am făcut următoarele chestii care urmează, următoarele. Bă, handicapatule, te... Domnule, chiar am vrea să știm cum ați ajutat oamenii săraci pentru Crăciun. Ați vrea să ne spuneți odată? Da, da, deci acum haideți să vă zic. Eu am ajutat oamenii pentru că eu când ajut doar, știți? Și mă întrebați ce am făcut, nu? Păi haideți să vă zic, că eu când vă zic, doar vă zic, știți doar cum e. Eu când zic. Mulți, o droaie de mulți de oameni, de o mulțime de oameni săraci, dacă mă înțelegeți. Dar eu acum nu vreau să mă laud, că doar dacă mă laud, eu mă laud, doar știți, dar... Nu știu, vreau să vă zic așa, că nu sunt un tip care își permite prea multe și totuși am dăruit atâtea, dar vă zic așa doar că vă zic, că doar știți când vă zic, eu vă zic, dar nu, eu nu-mi permit prea multe, vă zic așa. E prost rău! Doamne, nu, eu nu vă zic acum ca să mă dau mare, că nu, după părerea mea merit și eu mai multe, că nu sunt mulți oameni în situația mea care fac lucruri de astea, că nu vreau să mă pun acum în evidență, că dacă vreau să mă pun în evidență, mă pun, dar știți, dar acum nu, e situația, nu e cazul, nu. Înțeleg, dar lumea vrea să știe dacă ați filmat aceste fapte bune. Filmat? Ați zis filmat? Le-am dat până și telefonul meu, ca să vă dați seama. Eu când fac un gest frumos, fac un gest frumos, dacă mă înțelegeți, doar știți că... vă dați seama ce gest, totuși. Dar știți totuși că cu telefonul dumneavoastră filmăm acest videoclip, nu-i așa? Da, ce interogatoriu? Eu am venit să vă povestesc despre ce gest frumos am făcut și mă întrebați de telefoane. Dacă voiam să vorbesc despre telefoane, îi întrebam pe cei de la Altex. Ați pomenit cumva de Altex pentru că faceți reclamă subtilă, nu-i așa? Asta înseamnă că dumneavoastră câștigați bani din acest videoclip, nu-i așa? Eu să primesc bani de la Altex? Adică ăia de la Altex care au cel mai mic preț din România și livrează gratuit? Vă înșelați amarnic, adică limita bunului simț, că totuși dacă vreau să întrec limita bunului simț, întrec limita bunului simț, cum zic, da. Până la urmă, cum ați contribuit prin oferirea unor sărbători mai bune oamenilor săraci? Păi nu cred că mai avem timp. Ia uite cât e cea, mamă, ce-a trecut timpul ăsta. Nu, ideea principală e că am construit foarte multe case, am dăruit din suflet foarte mult, deci eu vreau să știți că foarte mult am construit o grămadă, dar nu, acum nu mai avem timp, că eu nu stau să pe Facebook pe de-asta, nu, eu nu vreau. Am primit niște informații cum că în această perioadă ați fost plecat în Bahamas, în vacanță. Cum ați reușit să ajutați oamenii sărmani de acolo? Ce-a trecut timpul ăsta, mamă, eu dacă vreau să mai stau, știți cum zic, dar acum nu mai vreau, eu am plecat, salut, bă. Da, bă, cam acesta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut. A fost o chestie subtilă, cine o prins-o, cine nu, că față, știi cum zic. Și mâine dimineață de la 11 vă aștept pe live la Pășleau să vorbim chestii diferite, să fim cât mai mulți, gen, să fim mulți, să nu fim puțini, știi cum zic. Da, bă, vă aștept. Aveți link-ul live primului în descriere și ne vedem mâine, frate. Pa, bă! Un fel de zmeu, ești un bău cu acces la internet. Tu auzi, nu asculti, plus că tu în locul lui te-ai fi sinucis de mult plus. Te-ai prea serios, plus că nu produci nimic, ceea ce e și mai nasol. Dă-te din fața mea că te bag în pământ. Dă-te din fața mea.